Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Cristarot. Vă voi face predicții pentru luna februarie 2020 cu tarotul egiptean, tarotul arcanelor majore, pentru cei născuți în zodia balanță sau care au ascendent în zodia balanță. Vor fi predicții generale care vor cuprinde atât planul profesional al carierei, cât și al relațiilor interpersonale sau al banilor și al sănătății. Și în același timp va veni și cu vibrația generală sau concluzia pentru luna februarie sau răspunsul la întrebarea pe care voi o aveți pentru luna februarie sau la o dorință pe care doriți să o realizați în februarie. Așadar, haideți să vedem la ce ne putem aștepta luna februarie pentru cei născuți în zodia balanță sau care au ascendentul în balanță. Ce evenimente vor fi, cum se vor desfășura lucrurile pentru cei din zodia balanță. Voi sunteți norocoși, poate veți și călătorii, vă veți pune în valoare calitățile de lider. Va trebui cumva să vă țineți sub control și impulsurile. O situație se poate întoarce în favoarea voastră, vă puteți cunoaște sufletul pereche sau vă veți decide chiar să vă mutați împreună cu persoana iubită sau o relație începe să meargă mai bine după o perioadă în care au fost neplăceri. Să vedem. Pentru profesie, cariera, aici lucrurile stau foarte bine pentru că mi-a ieșit soarele, care este cea mai pozitivă carte și nu, cea mai norocoasă carte a tarotului. Așadar, veți avea succes în tot ce faceți voi din punct de vedere profesional. Veți obține jobul pe care vi-l doriți. Dacă dați un interviu, veți duce la bun sfârșit, veți fi angajați într-un nou loc de muncă sau la locul de muncă la care sunteți, veți fi mai bine văzuți, recompensați, veți avea relații mai bune, mai călduroase cu colegii, cu șefii, dar deci veți fi sub protecție și căldură, energie pozitivă, să zic așa. Este o lună în care puteți avea foarte multe oportunități de carieră și din punct de vedere intelectual vă merge foarte bine pentru cei care studiați. Deci este o lună în care veți fi răsplătiți pentru munca voastră, pentru eforturile voastre. Chiar puteți să fiți promovați sau să fiți avansați, da, promovați, să fiți premiați pentru ceea ce ați făcut, pentru eforturile depuse. Din punctul de vedere al relațiilor, în schimb aici văd energia peștilor sau, mă rog, cineva cu ascendentul în pești, există un blocaj. Poate că va trebui să vă lămuriți o situație, poate că va trebui să acceptați o situație, să vă sacrificați, să nu vă grăbiți, să nu forțați lucrurile, să fiți mai înțelegători, poate, da? Va trebui cumva să lămuriți o situație cu un partener sau poate veți fi singuri, veți avea poate sentimentul că nu vă răspunde la sentimente persoana la care vă gândiți voi. Va fi poate o perioadă în care va trebui să așteptați și să verificați dacă într-adevăr sunteți iubiți sau dacă iubiți o anumită persoană, spre exemplu, deci nu vă aruncați în relații. Pentru că aici acest blocaj vorbește și de poate și de o separare, de o despărțire. Sau poate veți fi obsedați, aveți o obsesie pentru o anumită persoană sau ceva vă decepționează. Sau poate că vă simțiți trădați sau nu vă simțiți iubiți, da? Deci sunteți dezamăgiți sau veți suferi o dezamăgire. Aveți grijă, da? Deci încercați să nu forțați lucrurile. Este o perioadă mai dificilă în care vi se cere poate mai multă răbdare și mai mult spirit de sacrificiu. Este practic această carte o invitație a la vă schimba puțin punctul de vedere într-o chestiune care e sentimentală, da? Deci încercați să priviți lucrurile și din punctul celuilalt de vedere, să-l înțelegeți și pe celălalt.
Că altfel lucrurile nu se pot schimba. Știți, cum să spun, nu poți să faci aceleași greșeli și să pretinzi să fie lucrurile să fie altfel. Din punct de vedere profesional, pardon, din punct de vedere material, aici văd energia gemenilor sau fecioarei și magicianul, ceea ce îmi spune că puteți să scoateți bani din orice. Aveți capacitatea să vă puneți în valoare aptitudinile, să vă fructificați, să zicem așa, talentele, să scoateți bani din munca voastră prin ceea ce faceți. Deci veți avea câștiguri de bani frumoase. Pe tot ce puneți mâna, transformați în aur, ca să zic așa, sunteți un magician. Deci veți reuși să faceți rost de banii de care aveți nevoie. Veți face investiții bune sau o afacere pe care o aveți vă dă bune rezultate. Va ieși și din punct de vedere profesional, de altfel, soarele și magicianul, deci va ieși niște cărți extraordinar de pozitive și lucrurile acestea stau foarte bine. Din punct de vedere al sănătății, aici mi-a ieșit împăratul, berbecul. Poate că va trebui cumva să fiți mai picioarele mai pe pământ, să zic așa, mai sau poate să fiți cumva mai serioși în a vă urma un tratament, în a vă echilibra, în a să fiți mai echilibrați. Că voi poate aveți tendința să fiți mai egoiști și acest egoism poate vă dă de furcă. Va trebui cumva să vă țineți sub control poate anumite instincte, anumite vicii, da? Deci încercați cumva să vă ocupați mai mult de propria sănătate, că vă poate da de furcă dacă nu sunteți atenți, pentru că excesul vă poate crea probabil probleme. Poate să existe vorba de o patologie cauzată de un stres psihic, da? Deci psihicofizic, să zic așa. Da? Deci aveți grijă cu stresul, nu vă stresați. Iar ca răspuns la întrebarea voastră sau ca concluzie, ca vibrație generală, aici mi-a ieșit împărăteasa. Împărăteasa vorbește despre o femeie. Deci o femeie are o influență foarte aici, dacă la sănătate are un bărbat are influența asupra voastră, deci sănătatea voastră este pusă în discuție, poate e o chestiune ereditară din partea tatălui sau, mă rog, un bărbat cu care aveți de-a face, vă poate ajuta să vă însănătoșiți sau vă poate cauza probleme de sănătate prin stres, etc. Aici, ca și concluzie, ca răspund la întrebarea voastră sau vibrația generală, mi-a ieșit împărăteasa, energia balanței, chiar energia zodiei voastre. Împărăteasa vorbește despre o femeie care poate să fie o femeie cu autoritate, o femeie care are calități cu multă feminitate, o femeie care poate își folosește foarte mult inteligența, dar depinde la situație, că pentru unii poate să fie vorba de o femeie mai egoistă, cu demonavuri mai îndoielnice, care atunci vă poate cauza probleme, da? Deci vă poate influența pozitiv sau negativ în funcție de cum este ea ca și caracter, da? Deci pozitiv sau negativ. Pentru că, în general, cartea este foarte bună, poate chiar să vorbească despre faptul că vă veți cunoaște, aveți de-a face cu o soție, cu mama sau cu sora sau cu o persoană care are o influență puternică asupra voastră, da? Deci domină, ca să zic așa, luna, această femeie. Poate e obsesia aceea de care vorbeam în relația sentimentală, sunteți obsedați de o anumită femeie, o femeie care poate să fie chiar căsătorită, să zicem, sau are copii, are mamă de copii sau își dorește să facă copii. Da? Deci femeia aceasta poate să vă ajute și din punct de vedere financiar sau material, dar v-am spus în funcție și de din ce categorie face ea parte. Pentru că este vorba despre o carte care vă aduce, e favorabilă pentru cei care sunteți studenți, scriitori, artiști sau cei care vă folosiți mintea pentru a munci, deci nu pentru cei care vă folosiți fizicul, da? Deci cei care au o muncă intelectuală, această carte favorizează, deci vă poate favoriza. Deci această femeie vă poate fi foarte bună, pozitivă, dacă sunteți o persoană inteligentă și care doriți să vă folosiți mintea pentru a munci, pentru a câștiga bani. Cam asta este tot ce pot să spun și pentru cei din zodia Balanță. Este o lună frumoasă, depinde de voi cum veți reuși să vă țineți sub în frâu, să zic așa, pornirea, instinctele, cum veți echilibra, pentru că aveți influența soarelui care poate anula toate aceste cărți mai puțin negative, blocajele, vă poate debloca.
această căldură umană care vine din sfera profesională poate să cuprindă, aici vine soț și soție, deci foarte important pentru voi este poate viața de cuplu, va trebui cumva să o deblocați, pentru că mi-apare acel blocaj pe relații, da? Va trebui cumva să o deblocați, să o deblocați cu răbdare și înțelegere și mai ales schimbându-vă poate optica, punctul de vedere, făcând și voi niște sacrificii, făcând, nu știu, sacrificându-vă orgoliu, spre exemplu, da? Cerându-vă iertare dacă v-ați certat cu anumite persoane, etc. Cam asta e tot ce pot să spun pentru cei care sunteți născuți în balanță sau cu așezându-vă în balanță pentru luna februarie. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele și că vă ajută să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi. Și dacă încă nu v-ați abonat pe canalul meu de YouTube, vă invit să o faceți, lăsați-mi și feedback-ul vostru, cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută. Și vă doresc în continuare un sfârșit de lună ianuarie reușit și, bineînțeles, o lună februarie excelentă din toate punctele de vedere. La revedere și să iubiți și să fiți iubiți!